Câteodată Dumnezeu ți-a permisul. Și mie mi-l-a luat. Câteodată ți-a mașina. Umbli, umbli, umbli. Ho, omule, gata, oprește-te. Câteodată Dumnezeu ți-a vlaga. Îți ia puterea. Câteodată Dumnezeu îți ia lucrurile elementare pentru viață. De ce? Ca să ajungi să te oprești și să vorbești cu Dumnezeu. Mama mea cel mai probabil vine așa pe linie rusească și femeia așa foarte agitată, foarte agitată. Ea n-are timp niciodată. E energică. Și dacă e bolnavă, nu e bolnavă, ea bagă tot timpul. Și o tras așa o viață întreagă. Știți cum e? Cu 9 copii, vrei, nu vrei, trebuie să-i dai tot timpul. N-ai timp, nu? Cu copii n-ai timp. E așa. N-am timp cu 2 copii, dar aminte cu 9 copii. N-avem timp. N-avem timp să ne rugăm, n-avem timp să citim Biblia. Uneori n-avem timp să venim la adunare. Dom'le, cu 2 copii, vai de mine cât de greu. Să-i îmbrați, să-i adui, să le faci greu. E tare greu. Da, așa este. Foarte greu. Și la un moment dat, atâta îți spui ție lucrul ăsta că începi să-l crezi. Chiar crezi că n-ai timp. Chiar crezi că nu mai poți. Chiar crezi că ai ajuns la capătul puterilor. Chiar crezi că nu mai ai timp de Dumnezeu. Chiar crezi că nu mai ai timp nici de rugăciune, nici de frază, nici de biserică. De nimic. Chiar, dar chiar crezi lucrul ăsta. Și te oprește Dumnezeu în loc. Și vezi că viața merge înainte. Pruncii nu rămân fără mâncare, nu rămân neîmbrăcați, nu se îmbolnăvesc, nu-i mănâncă viermii. Viața merge înainte. Și un șoc pentru tine. Și mama povestea că a avut un șoc de asta când a avut o boală destul de gravă și a trebuit să stea câteva luni de zile la pat. Viața a ghișe. Viața a mers înainte. Și fără ea, și merge și fără mine. Și atunci n-am avut timp. Atunci a avut timp să citească din Scriptură. Atunci a avut timp să se roage. Nu știu dacă s-a rugat mai mult decât s-a rugat poate toată viața ei până atunci. Dar a avut timp. Ce vreau să spun este că Dumnezeu, din dragoste pentru noi, de multe ori ne constrânge și ne oprește destul de brusc sau violent câteodată, ca să stăm de vorbă cu El. Să regăsim lucrul acela pe care poate l-am pierdut sau pe care l-am experimentat prea puțin.